în perioada asta pandemică și mai ales la îndemnul unui prieten foarte bun al meu, care de circa 2 ani de zile tot încearcă să mă convingă să-mi fac un canal de YouTube, am spus ok, haide să-i dăm o șansă. Așadar, acesta este primul episod dintr-o serie, sper eu, destul de lungă, în care vă voi prezenta sau, mă rog, voi încerca să vă prezint anumite produse care mie personal îmi fac viața mai ușoară în meseria pe care o practic. Una din problemele pe care le-am avut de-a lungul timpului ca videograf de nuntă a fost să obțin un sunet bun în timpul slujbei. Cu toții știm că sunt anumiți preoți care nu doresc să li se pune o lavalieră pe ei, pentru că, mă rog, ei incomodează cablu sau mai au altă lavalieră pe care o folosesc ei la sonorizarea în biserică și nu ar mai dori o alta, sau vari motive politicoase, de altfel, dar pur și simplu te lovești de acel nu. Și atunci am căutat o altă variantă, variantă fără cablu, fără nimic, un microfon pe care pur și simplu să îl pui în buzunar și oarecum să nu-i dai posibilitatea să-ți spună nu, nu vreau. În căutările pe care le-am avut, am dat de acest produs. Sau mai bine, haideți să vi-l arăt așa. Se numește Sony ICD TX650. Are 16 GB intern. Sony susține că ai putea capta 715 ore, dar din experiența proprie vă spun că ar putea fi atât de mult la cea mai de jos rezoluția lui, dacă aș putea să-i spun așa. În schimb, este microfonul care m-a salvat din multe situații în care aș fi fost nevoit să trag sunet doar cu microfonul de pe cameră. Sony ICD TX650 are 10,2 cm înălțime, 2 cm lățime și grosimea de doar 0,7 cm. Bateria, practic, ai senzația că nu se mai termina. Nu l-am testat niciodată să văd cât ar înregistra neîntrerupt, dar pot să vă spun că am uitat să-l pun la încărcat după un eveniment și după ce l-am folosit și la al doilea, mai aveam circa 25% baterie. Sony declară că poți înregistra continuu 24 de ore și 15 minute în format WAV în cei 16 GB memorie internă. Are microfonul încorporat și, din păcate, nu are o intrare dedicată pentru un microfon extern. Are un difuzor unde, teoretic, ai putea să asculți ce s-a înregistrat, dar nu vă sfătuiesc să faceți asta, pentru că, în prima fază, veți avea senzația că tot sunetul este spart, așa că vă sfătuiesc să folosiți o pereche de căști. Acest reportofon este mic, discret și singura problema pe care o am cu el este faptul că nu găsești să cumperi unul și pe alt. Este foarte ușor să-l strecori în buzunarul de la piept al mirelui și să-l maschezi ușor cu floarea și pur și simplu nici nu-l observi. Este foarte ușor să-l strecori în buzunarul de la piept al preotului, în buzunarul de la piept al sutanei preotului și nu trebuie să-ți faci vreo problemă că este pe interior, pentru că acest microfon are o funcție destul de interesantă în care efectiv îți izolează orice alt sunet, alt zgomot pe care l-ar putea face mișcatul sutanei și să-ți lase sunetul destul de curat.
Haideți să vă arăt ce veți găsi în cutie odată ce veți cumpăra acest produs. În interior găsim reportofonul, un cablu USB către micro USB. Cu acest cablu veți putea descărca datele din reportofon. Acest dock dintr-o imitație de piele în care să vă puteți pune reportofonul. O pereche de căști pe care, sincer să fiu, nu vi le recomand, dar le aveți în cutie. Și evident, manualele, pe care, sincer să fiu, nu le-am citit niciodată. Așa arată reportofonul. Avem pe o parte butonul de power și hold, pe care vă recomand atunci când îl introduceți în buzunar să-l activați pentru a nu se opri recul. Pe partea cealaltă avem volumul, back home, options, play, forward, backward. În față avem cele două capsule de microfon, pentru că este un microfon stereo. Iar în spate avem mufa prin care putem să descărcăm fișierele în calculator. Dacă apăsăm Option, aici avem meniu unde regăsim funcțiile reportofonului. Cam acesta a fost episodul de astăzi despre acest fantastic reportofon. Dacă vă întrebați încă o dată cam cum sună, țin să vă spun că tot episodul de astăzi a fost înregistrat. Sunetul din acest episod a fost înregistrat cu ajutorul acestui microfon, care a fost în interior, sub tricou. Cred eu că a avut un sunet destul de decent încât să vă placă. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați subscribe, like, și cu siguranță ne vom întâlni și la următoarele.